La ce workshop am asistat astăzi și în cadrul cărui eveniment a avut loc? Am asistat la forumul Bunurile Comune, Privatizarea și Ieșirea din Criză, care face parte dintr-un proiect al European Alternatives, numit People Power Participation, dar în același timp e un eveniment în cadrul Festivalului Transeuropa, care tocmai a început astăzi și va continua până în 20 mai. E un eveniment care a avut menirea de a aduce împreună activiști, intelectuali, studenți și alte persoane interesate de tema bunurilor comune în România, care e un subiect destul de puțin discutat, dar în urma protestelor care au avut loc la începutul anului 2012, această temă a privatizării, fiindcă protestele au început de la dorința de a privatiza o parte din sistemul de sănătate, există un interes și în România pentru această temă, ceea ce s-a văzut și la acest forum. Literatura de specialitate începe să fie din ce în ce mai bogată în privința acestei teme și atunci cred că am schimbat niște idei destul de interesante pe marginea acestei teme. Concret, ce s-a discutat astăzi? Am început cu o dezbatere teoretică a termenului de commons, bunuri comune, exact cum îl concep persoane din organizații foarte diferite, pentru că participarea a fost una destul de eterogenă. Bineînțeles că nu ne-am așteptat să ajungem la un consens, ci mai degrabă să vedem care ar fi area de acoperire conceptuală a termenului de bunuri comune. Și a fost o discuție foarte interesantă, ne-am dat seama mai degrabă că sunt lucruri pe care trebuie să le clarificăm. Deci foarte puțină lume a venit cu niște idei foarte precise despre bunurile comune. Și apoi am încercat să discutăm și mai aplicat pe ce ar însemna revendicarea bunurilor comune în domenii ca educație, sănătate, resursele naturale, cum le-ar afecta privatizarea și cred că în principiu cam asta am acoperit. Ați putea să enumerați bunurile comune? Deja ai enumerat câteva. Mai multe exemple. Pornim de la cazul cel mai simplu, în care probabil nu e nevoie de foarte multe clarificări conceptuale. E vorba de resursele naturale, de mediu în totalitatea lui, aici intrând păduri, apă, ajungând până la resursele energetice. Apoi ar mai fi serviciile publice, accesul la educație, la sănătate și un domeniu mai nou care poate fi inclus între bunurile comune, e vorba despre bunurile digitale, informația și bazele de date. Care este situația bunurilor comune în România și, știu eu, în contextul european? În 2 minute. În România, bunurile comune sunt văzute, cred, destul de diferit de cum sunt în restul Europei, mai ales în vest, unde, neexistând o societate, așa zis, comunistă, lumea nu a avut tendința de a asocia bunurile comune cu fosta orânduire socialistă în care, nu știu, totul era la comun. Chiar și casa ta aparținea statului, să zicem. Iar în România e destul de dificil, și tocmai fiindcă suntem într-o fază incipientă, e dificil să discutăm asta cu oameni mai puțin avizați în domeniul economic sau juridic, fiindcă oamenii de pe stradă, de exemplu, au o impresie cumva nu foarte bună, poate, când vorbim despre bunuri comune. Dar dacă vorbim despre Roșia Montană, să zicem un caz concret, sau ACTA, atunci vedem că există oameni simpli, care realizează că, de fapt, acestea sunt bunuri comune și care trebuie apărate. În România sunt multe exemple de bunuri comune care ar putea exista sau care există deja, dar noi nu le gândim ca atare. Pe când în vest există o întreagă dezbatere deja de ceva timp, mai ales în spații ca Italia sau Franța, care au și un substrat, să zicem, mai de stânga, puțin cu teorie socialistă, care a și favorizat discuția despre bunuri comune. Ce tendințe vedeți la nivel european și la scară globală vis-a-vis de bunurile comune, știu eu, mă gândesc la corporații, la guverne. Da. Cred că această criză care trăim de 4 ani a scos la iveală
convergența foarte bizară între interesul privat și interesele statelor în foarte multe zone care pe noi ne interesează atunci când vorbim de bunurile comune. Și faptul că statul se folosește de privatizare sau de concesionări pentru a ieși din criza economică, a fost într-un fel și imboldul care a făcut să se vorbească atât de mult despre bunurile comune și să existe aceste dezbateri despre bunurile comune. În momentul de față, cred că suntem la stadiul în care dezbatem, codificăm. E un proces foarte important, acesta de codificare. Asta ce înseamnă concret? Să vedem exact care sunt bunurile comune. Să ajungem la un consens în privința ariei de acoperire a termenului și să vedem în ce fel ele ar putea fi protejate de interesul privat și de cazurile în care statul, mână în mână cu interesul privat, le înstrăinează. Deci, prima dată e nevoie de o codificare și standardizare a ceea ce înțelegem prin bunuri comune pentru a putea apoi să găsim căile juridice, legale, constituționale pentru a le proteja. Ce soluții ar fi pentru apărarea bunurilor comune în viitor? Vă dați seama, când discutăm de enumerarea aceasta de bunuri comune, începând de la apă, resurse naturale, educație, sănătate, e destul de greu să avem în vedere o soluționare a problemei bunurilor comune în toate domeniile. Dar putem începe cu lucruri mai concrete, cum ar fi în România păstrarea unui sistem care, pe cât îl blamăm, pe atât e de încă de funcțional sau poate fi funcțional așa cum e el, neprivatizat. Mă gândesc la sănătate, de exemplu, care nu e 100% privatizată și nici nu va fi, cred că nici nu e posibil. Dar dacă începem o privatizare în aceste domenii cheie într-un stat, educație, sănătate, etc., cred că ar exista dificultăți foarte mari pentru această societate de a se dezvolta în continuare. Astfel că o primă soluție ar fi păstrarea în proprietatea statului, în proprietatea publică, a unor bunuri pe care deja le avem. Dar aici trebuie să facem diferența între bunuri publice, cum e o școală, de exemplu, sau un spital, și bunuri comune, care implică mai mult, implică o administrare în comun, împreună cu oamenii care locuiesc în zona respectivă. Deci înseamnă o implicare mai mare a societății în administrarea acestor bunuri. Alte soluții ar fi reintrarea în patrimoniul public, în administrarea comună a unor entități sociale, a unor bunuri care au existat înainte, să zicem pe timpul comunismului, cum au fost biblioteci, librării, case de cultură. Dar înainte de toate, și asta ar fi cel mai dificil, trebuie să găsim o soluție pentru a crea acele entități sociale, microentități, să spunem. Deci nu un stat cu un guvern, nici măcar un consiliu județean, ci poate trebuie mers chiar mai jos, la o regândire a structurii sociale de administrație. Aș vrea să adaug doar că nu există o singură soluție și asta s-a văzut din ceea ce s-a vorbit astăzi la forum, pentru că au fost prezentate mai multe modele de gestionare a bunurilor comune. Și asta a fost iarăși un aspect important, faptul că am luat cunoștință de la unii dintre participanți cu diferite modele care funcționează în diferite contexte. Și cred că am putea porni de la ideea că toate trebuie inventariate și evaluate. Dăm câteva exemple de soluții creative care s-au discutat aici din alte țări, care ar putea fi aplicate și aici. Un caz interesant a fost cel al unei campanii din Berlin care urmărește recomunalizarea energiei, adică administrarea în comun, cu participarea directă a cetățenilor, a sistemului de distribuție energetică în Berlin. Un lucru foarte interesant, un model care sunt managementul este și controlul este al cetățenilor, care sunt implicați direct în procesul decizional. Există modele care merg pe parteneriatul public,
public-privat. A fost dat cazul exploatărilor de petrol din Alaska, în care banii obținuți din concesionarea câmpurilor petroliere merg într-un fond, dar care este folosit pentru educație, pentru a asigura accesul la educație. În Norvegia, la fel, există management privat, dar banii ajung într-un fond folosit pentru suplimentarea fondului de asigurări sociale, deci pentru pensii, ajutoare sociale și așa mai departe. Deci există modele, există soluții, nu toate funcționează pentru aceeași societate în același fel. S-a discutat chiar și cazul Napoli, unde s-a trecut în proprietate publică, înțeleg că provizionarea cu apă. Exact, da. Contrazice imaginea acestea a orașului Napoli, care care are foarte mari probleme cu gunoiul, de exemplu. Dar iată, cu apa a rezolvat cel puțin o problemă. E un început, totuși. Și e o lovitură pentru mafia din zonă, fiindcă atunci când un bun comun, cum este apa, este gestionat de către societatea locală, fără a mai fi parazitat de către grupuri mafiote care sunt omniprezente în toate structurile în acea regiune. E un exemplu de la care se poate porni și în alte domenii, cu resursele la nivel local, cu finanțele, administrația, cine știe, poate în viitor vom avea mai multe vești bune de acolo. Există un draft al unei carte a drepturilor, o carte a bunurilor comune în Europa. Spuneți-mi ceva despre asta. Cum s-a ajuns la acest draft? Ce urmăriți? Bun. European Alternatives, împreună cu alte organizații cu care lucrează, a pornit acest draft ca parte a proiectului People Power Participation 2012. E doar o schemă care trebuie completată, trebuie dezbătută asupra... E o viziune asupra bunurilor comune în întreaga Europa. Este o listă destul de mare, destul de cuprinzătoare, nu este sigur că ea va rămâne așa, dar este punctul de plecare pentru aceste consultări pe care le facem, aceste forumuri pentru dezbatere, și este punctul de la care pornim în construirea unei campanii, pentru că această cartă, odată ce va fi adnotată și va fi agreată, să ajungă să fie propusă într-o formă legislativă Comisiei Europene. Spuneți-mi câteva idei principale ale acestei carte. Ideea de bază este aceea că ceea ce noi considerăm bunuri comune, prin legea care va fi construită pe baza acestei carte, nu pot fi înstrăinate sau privatizate fără acordul comunității care va fi afectat. Asta este cea mai importantă, cred eu. Există apoi ideea ca bunurile comune, protecția bunurilor comune, să intre în atribuțiile statului și să există o legislație aparte pentru ca acestea să fie protejate. Nu există legislație la ora asta. Știu că există legea proprietății publice chiar. Exact. În România. Bun. Deci există ceva legislație. Există, dar nu la acest nivel de protecție pe care noi îl imaginăm. Acela în care privatizarea, de dragul privatizării, dezvoltarea unilaterală prin decizia statului sau decizia unui parteneriat public-privat să afecteze viitorul unor bunuri comune. Carta mai prevede un lucru foarte interesant. Atunci când se ia decizia ca un bun comun să fie înstrăinat sau privatizat, el trebuie înlocuit. Deci dacă vorbim, de exemplu, de faptul că un teren sau o pădure, un parc, comunitatea decide că este mai bine pentru ea să fie înstrăinat, atunci el trebuie înlocuit, trebuie creat un alt bun comun care să-l înlocuiască. Pentru că asta este, vorbim aici și despre faptul că trebuie să fie responsabil pentru generațiile următoare. Asta este și ideea care stă, una dintre ideile care stă la baza acestei carte. Nu suntem responsabili doar pentru
această generație, ci și pentru generațiile viitoare. Observ că România și probabil și Bulgaria, alte țări din Est, sunt exact pe contrasens cu această idee, cu această abordare. Asta fiindcă, cel puțin în România, am avut până de curând un guvern care trăgea foarte mult spre dreapta și avem un președinte care face campanie sau publicitate unei companii private, ceea ce e destul de anormal pentru Europa. În Bulgaria, guvernanții de acolo sunt de asemenea un pic în afara limitei de europenitate, să zicem, și balcanismul are influențe foarte puternice. Și atunci, asta corelată cu un soi de inactivitate a societății civile în cele două țări, cu un pasivism al cetățenilor, iată, reiese o combinație destul de periculoasă care rezultă în privatizări destul de defectuoase și destul de dezavantajoase pentru statul respectiv. Cum vedeți tendințele în aceste țări? Vezi protestele din ianuarie, protestele împotriva gazelor de șist în Bulgaria? Se schimbă ceva? Sunt un semn bun. Iată, în România s-a și schimbat. Avem un nou guvern, iar Roșia Montană e în stand-by acum. Cel puțin până la noi ordine. Așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile, dar cel puțin știm că nu va mai aluneca pe acea pantă periculoasă pe care fostele guverne au introdus-o. Și eu cred că e un semn bun că și în România și în Bulgaria, în ambele țări, atât în capitală cât și în orașe mai mici, au fost proteste destul de mari în legătură cu gazele de șist și cu Roșia Montană în România și în legătură cu ACTA, care iarăși se referă la un bun comun. Și atunci sunt semne îmbucurătoare din acest punct de vedere, dar e mult de muncă și mai ales în niște societăți destul de inactive social. E greu să te aștepți la pași mari în viitorul apropiat, cel puțin. Totuși, cred că nu trebuie să ignorăm succesele de până acum. Faptul că legea sănătății a fost blocată, că va fi rediscutată, faptul că protestele au avut până la urmă, chiar dacă nu putem sta... Nu toată lumea face o legătură directă între asta, dar protestele până la urmă au dat jos în guvern, în cele din urmă. Roșia Montană, proiectul Roșia Montană a fost blocat. Bine, până ce nu vom avea niște soluții finale, nu putem vorbi de victorii, dar blocajele acestea de pe parcurs sunt ele în sine un fel de victorii de care trebuie să ne bucurăm. Dacă mai aveți ceva de adăugat sau dacă aveți un mesaj pentru lume, spuneți-l acum. Având posibilitatea să mă adresez lumii întregi, nu-i așa? Vreau să spun că suntem la începutul unei dezbateri în România despre bunurile comune și despre privatizare, despre privatizare la rece, să-i zicem, în care nu venim cu partipriuri de natură stânga-dreapta politice, ci ne gândim la interesul societății sau comunității locale. Sper să atragem cât mai mulți oameni în această discuție și cât mai multe organizații, atât din țară cât și din străinătate. European Alternatives oricum activează la nivel transnațional și ca rezultatul acestor întâlniri și dezbateri, atât aici cât și în alte țări și mai ales la Bruxelles cu decidenții europeni, să aducă ceva bun în legislația românească și în legislația europeană referitor la bunurile comune. Vreau să zic decât că trebuie să ne mobilizăm ca să oprim cumva tendința foarte evidentă a guvernelor din ziua de astăzi din întreaga Europa, și anume că nu se poate ieși din criză decât prin austeritate sau prin privatizare sau înstrăinarea resurselor, prin retragerea statului din rolul său de garant al drepturilor sociale. Și dacă nu ne mobilizăm ca să oprim această tendință, vom avea cu toții de suferit. Unde se pot documenta cei dornici? Știu, pe net, dacă știți niște adrese? Pe net, de obicei, toate adresele includ în nume Common Goods sau Commons, mai ales site-uri italiene și franceze dezbat despre acest lucru și din Marea Britanie. În română e literatură foarte, foarte puține. Știu că este o carte, Guvernanța cu bunurilor comune, tradusă din engleză, desigur.
Așadar, recomand tuturor să intre pe aceste site-uri, iar acum îmi vine în minte doar site-ul Common Goods Tomorrow. Ceva.